Salut! Vom discuta despre Motorola Moto E. Este un smartphone care costă în prezent în jur de 600 de lei. Noi l-am primit la test din partea unui magazin online, mobiletrend.ro. Fac partea de unboxing, să zic, și trasez primele impresii pentru acest smartphone din categoria telefonilor de buget, telefonilor ieftine. Așa este cutia sa, este o cutie destul de mică și smartphone are un display de 4.3 inch. Pachetăm de smartphone, asupra căruia vom reveni. Teoretic aici trebuia să se afle și un încărcător. Eu am decât încărcător și căști, eu am decât cablu micro USB USB 2.0. O folie de protecție, o folie care a protejat display-ul și ceva manuale de instrucțiuni. De-aia am zis că fac un unboxing, pentru că nu este un unboxing ca atare. Nu am toate accesurile cu care vine acest telefon. Este un telefon single SIM. Cam așa arată device-ul. Câteva din detaliile sale hardware. Este un telefon cu display de 4.3 inch cu rezoluție QHD, 540x960 pixel, protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass 3. Vine cu procesor Qualcomm Snapdragon 200 dual core, 1 GB de RAM, 4 GB spațiu stocare și slot pentru microSD, Android 4.4.2, KitKat, cameră de 5 megapixeli, baterie de 1980 mAh, 142 grame și 12,3 mm grosime. Grosimea telefonului, deci observați partea spate, care are o formă ușor curbată. Exact așa era și Moto G-ul, de aceea în partea asta centrală, să zic, este mai gros, are 12,3 mm, aici în laterale este puțin mai subțire, adică nu este de butoconos pe cât te-ai aștepta când vezi că e un smartphone cu grosime de peste 12 mm. În ce privește și spune elementul de conectivitate, avem jack-ul de 3.5 mm în partea superioară, reglarea volumului, power și reglarea volumului, la bază portul micro USB, capacul bateriei se îndepărtează și ai acces la sloturile pentru micro SIM și pentru micro SIM și pentru cardurile de până la 32 GB. Capacul este puțin mai rigid decât la alte telefoane, mat, dar adună și amprentele rapid, are o textură care contribuie la partea de grip. Bateria de 1980 mAh nu poate fi îndepărtată, observați, deci nu o poți scoate din cașul său. Aici avem sloturile pentru micro SD și slotul pentru micro SIM. Capacul se montează rapid. Cu ocazia asta observați că avem o cameră de 5 megapixeli fără LED flash. Îl pornesc pe prima dată. Rulează Android 4.4.2 KitKat. Fără vreo customizare la nivel de interfață grafică din partea Motorola. Ca design aș spune că e un fel de Moto G Mini. Deci e același telefon pe o diagonală mai mică, același design, același software. Și bineînțeles, sunt diferențe partea hardware, acolo era Snapdragon 400, aici e Snapdragon 200, acolo era un procesor quad-core, aici un procesor dual-core, acolo era Adreno 305 accelerator grafic, aici Adreno 302, Moto G și Moto X s-a confirmat că vor primi Android L, la Moto E nu există nicio informație de acest fel. O să mă duc direct la display să reglez luminozitatea. La maxim. Android 4.4.2 KitKat. Nu are aplicații alte aplicații prin scadericiul care vine la Android în mod normal. Sunt sigur, la prima vedere se mișcă rapid prin meniu. Mai multe detalii despre Motorola Moto E veți găsi în zilele următoare pe gadget.ro. Sunt Emil Dragotă, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!